Iată-ne din nou împreună și de aceea vă spun bun găsit! Această emisiune se dorește a fi o călăuză în descifrarea necunoscutelor referitoare la compuneri imaginative. Din această categorie ne vom ocupa doar de compunerea descriptivă. Aceste compoziții școlare, așa cum am mai spus-o și cu alte ocazii, contribuie la disciplinarea gândirii și la formarea capacității de a-ți ordona impresiile, sentimentele, pe care să le prezinți clar și expresiv. Deoarece te bazezi pe memoria vizuală, în cazul compunerilor descriptive, pentru a scoate în evidență trăsăturile obiectului zugrăvit, vei apela la descriere ca mod principal de expunere. Așa reușești să surprinzi trăsăturile unui aspect real sau imaginar din perspectiva subiectivă a acelui autor. Apelezi la metoda observării, iar ideile reies din ceea ce scrii folosind un limbaj nuanțat și afectiv. Atunci când descrii un peisaj, anotimp, fenomen al naturii, o localitate sau un edificiu, descrierea e de tip tablou, iar prezentarea trăsăturilor fizice și morale ale unei persoane sau personaj este descriere de tip portret, portret complex. Noi însă ne vom ocupa în continuare doar de descrierea de tip tablou. Dar ce este tabloul? Este o compoziție descriptivă cu un caracter unitar și spațiu limitat. Nu faci o descriere amănunțită, ci trimiți ecoul câtorva atribute ale peisajului respectiv în sufletul celui care descrie. Nu e ușor să cucerești lectorul, însă îți dau câteva secrete. Înfățișează aspectul ales folosind comparația, sublinind asemănările. Prin contrast, evidențiezi deosebirile sau pornește de la o idee din care dezvolți alta. Astfel devii convingător. Descrierea poate fi reală, imaginară sau combinată. Atenție mare la cerință! Ca tehnică literară, descrierea ajută cititorul să înțeleagă mult mai bine despre cine sau ce este vorba și îi înlesnește pătrunderea în lumea creionată. Pentru a-ți asigura reușita, trebuie să cunoști unele caracteristici cum ar fi prezența termenilor din același câmp semantic în cadrul acestui tip de compunere, o proporție crescută în favoarea substantivelor și adjectivelor, acest grup nominal, iar verbele utilizate vor fi la timpul prezent și perfect și vor avea caracter static. Descrii, bineînțeles, spațiul și reperul temporal ales. O condiție esențială însă este prezența imaginilor vizuale. Expresivitatea acestui tip de text se realizează cu ajutorul figurilor de stil, procedeilor artistice. Am spus că descrierea are caracter static, dar în cazul celor dinamice, selectarea verbelor se face în raport cu specificul stilistic, fiind frecvente cele de mișcare. Îți propun câteva activități ajutătoare în scrierea compunerii. De exemplu, prin analiza a diferitelor fragmente artistice, vei fi capabil să scrii propriul text descriptiv. Așadar, identifici pe acestea modul prin care se realizează descrierea, apelându-se la comparații, contrast sau amănunt. Elementele de limbaj care scot în evidență un anumit tip de realizare a descrierii. Cuvinte, sintagme, enunțuri, ce amplifică sau micșorează forța de sugestie. Elimină din text aceste figuri de stil sau adaugă ca să observi diferența.
O altă sarcină de lucru utilă constă în rescrierea fragmentului transformându-l. Descrierea de tip contrast o transform în descriere prin comparație sau prin amănunte. Și tot așa pot fi și multe alte exemple. Ca de obicei, respecti părțile compunerii scriind în introducere locul care va fi descris și momentul din zi, anotimpul sau alte repere de timp. În cuprins, vei descrie cel puțin două aspecte ce compun tabloul, având în vedere cele mai sugestive detalii, idei, reacții emotive. De asemenea, folosește imagini artistice și figuri de stil pentru a reda forme, culori, mișcări, dimensiuni. În încheiere, reformulezi ideea generală din introducere în strânsă legătură cu trăsăturile tabloului. Menționează reacții sufletești deosebite legate de ce ai descris și care te-au influențat și te-au marcat și le voi păstra pe tot parcursul vieții. După ce am trecut în revistă descrierea ca mod principal de expunere, tipurile ei, trăsăturile de bază ale acesteia, apoi câteva activități pregătitoare redactării compunerii, am punctat și părțile compunerii. Iar acum e momentul să scriem un plan general de idei, care asigură claritatea, logica și transmiterea mesajului. În introducere, răspundem la întrebarea: cum reușesc o introducere spontană? Îți pui această întrebare deoarece dorești o introducere atractivă. În cuprins, ai în vedere să surprinzi un peisaj, să descrii elementele principale ale peisajului sau un fenomen al naturii, să captezi atenția punctând aspectele de bază și mai ales să trezești sentimente. La fel de importantă este și încheierea. Cum ieși din contextul descrierii, pentru ca încheierea trebuie să ajute la menținerea cât mai îndelungată a stării trezite lectorului pe parcurs a impresionării lui. Pentru păstrarea unității textului creat, respectă pașii unei descrieri artistice și anume: 1. Scoate din realitate obiectul ales. 2. Fragmentează-l în părți și descrie pe fiecare în parte. 3. Folosește asemănări, deosebiri cu altele de același fel, astfel le pui în evidență în mod deosebit. 4. Ansamblează întregul pentru a finaliza descrierea. Sigur vei avea nevoie de acești pași în cazul compunerilor descriptive, care îți oferă ocazia să îmbini noțiunile teoretice cu cele care țin de creativitate, imaginație, originalitate. Poți apela și la cunoștințele generale acumulate în cadrul altor discipline școlare, cât și la textul dat la subiectul 2 în prima parte. În continuare, vom citi un exemplu de compunere în care se realizează o descriere a răsăritului în delta Dunării. Sper să te ajute să-ți fixezi informațiile prezentate până acum, iar apoi să le aplici cu mai multă ușurință. Dar începem cu planul de lucru adaptat la cerința noastră. Poate niciodată natura nu a fost atât de darnică cu mine.
promite această introducere să fie spontană și atractivă? Eu cred că da. Voi? Apoi continuăm cu cea mai dezvoltată parte a descrierii. Cu delta Dunării. Și anume elementele precizate. Soarele, cerul, păsările, stuful, apa. Dar în mod deosebit răsăritul. Vom folosi personificarea, epitetul, metafora, imagini artistice. Încântarea va fi una dintre cele mai puternice trăiri alături de celelalte înrudite. O încheiere ce surprinde efectul benefic pe termen nelimitat al experienței tale este încă un lucru bun pe care poți să-l faci. Începem lecturarea compunerii, urmată de comentarea aspectelor surprinse. Poate niciodată natura nu a fost atât de tarnică cu mine ca atunci când am fost cu tata la pescuit în delta Dunării. Plecați când noaptea abia se lăsa convinsă să accepte zorile, sunt trezit, cu adevărat, de frumusețea locului ales. Privesc în jur și mă întreb dacă visez sau e realitate. Luciul apei, străjuit de trestile zvelte, limitează discret marginile lacului. Observați contextul descris, spațiul, și anume delta Dunării. Punând accent pe împrejurim, pe luciul apei, dar mai ales pe momentul, noaptea în luptă cu zorile. Deja apare implicarea privitorului prin expresia mă întreb dacă e vis sau realitate. Fiind concentrat pe câteva aspecte relevante să transmită o atmosferă creată deja. Din desiș, o pasăre trezită se ridică cu un zbor domol. Îi urmăresc înălțarea și atunci am înțeles că urcă să invite astrul zilei. Cu uimire privesc cum aburii dimineții se desprind pentru a spăla parcă fața somnoroasă a naturii. Cerul se limpezește odată cu sufletul meu. Pasărea, după cum observați, obligă contemplatorul să lărgească tabloul zugrăvit, trecând de la planul terestru la cel astral. Nu folosi multe elemente obiective care să-ți afecteze descrierea artistică. De asemenea, diversifică figurile de stil. Noi avem epitete, zbor domol, epitet personificator, pasăre grăbită și imagini dinamice, cum ar fi se ridică ca într-un zbor domol. Reușesc să dai viață tabloului folosind personificarea, dar mai ales stabilește legătura între natură și cel care admiră. În cazul nostru, cerul se limpezește odată cu sufletul meu. Urme roșietice colorează orizontul și, ușor, ușor, își face apariția astrul diurn ce crește precum făt frumos. Razele sale străpung cerul și totul prinde viață, culoare. Mingea de foc își trimite brațele fierbinți, invitându-ne să participăm și noi la bucuria dimineții. Îl urmăresc vrăjit, cum se înalță atot cuprinzător deasupra paradisului dunărean. Alege cele mai potrivite imagini pentru descrierea spațiului ales. De exemplu, pentru răsărit, am optat pentru imaginea vizuală, urme roșietice, colorează orizontul. Sau dinamice, astrul diurn crește. Rămâi concentrat pe sugestii vizuale, cum ar fi metafora mingea de foc,
sau tactile, brațe fierbinți. Totul e să nu aglomerezi figurile de stil și să nu asociezi cuvinte nepotrivite. Îmi plec privirea doar atunci când ochii sunt orbiți de mărimea și puterea sa. Din desișuri ies diferite neamuri de păsări să-i dedice prima cântare. Mă surprinde apropierea de barca noastră a pelicanilor ce își cască alene ciocurile lungi cu săculeți goliți, ca și cum nu și-au făcut somnul. Cu eleganță, o pereche de lebede ies la plimbarea de dimineață, pe aleea nuferilor galbeni. Observați că privirea revine în plan terestru fără a ieși din cadrul stabilit delta Dunării. Astfel, se aduce în prim plan cel mai important aspect, și anume păsările, pelicanii și lebedele, cu trăsăturile lor specifice, ciocurile cu săculețe golite sau eleganța lebedelor. Bineînțeles, nu lipsesc nuferi galbeni. O adiere plăcută mângâie obrajii și atunci realizez cât erau de aprinși. Mi răcoresc, însă nu-mi revin din vraja răsăritului în deltă. Cum ceva atât de natural poate fi atât de plin de magie? Am observat cu toată ființa mea acest moment la care mă întorc ori de câte ori doresc să-mi regăsesc pacea. Imaginile tactile prezente au un rol aparte în exprimarea stărilor. O adiere plăcută mângâie obrajii, care mai apoi sunt răcoriți. Iar uimirea, după cum observați, poate fi redată printr-o interogație. Cum ceva atât de natural poate fi atât de plin de magie? Așa cum am subliniat, încheierea definitivează impresia pe care o lași. Am optat pentru întoarcere la acest moment. Mă întorc ori de câte ori doresc să-mi regăsesc pacea. Astfel, am subliniat efectul experienței asupra existenței mele. Așadar, pentru redactarea unei astfel de compuneri, ai nevoie de numeroase exerciții de analiză, de comparare, de potrivire, de reconstituire, de cunoaștere a câtor mai multe modele literare. Parcurgând acești pași, vei putea cu ușurință să dai frâu liber impresiilor, amintirilor, să retrăiești unele momente din viață și să le materializezi într-un text coerent, ce va fi foarte bine apreciat de cititor. Prin urmare, exersează ca să reușești în descrierea artistică. Folosește limba română într-o exprimare îngrijită, iar pentru fixarea demersului, te provoc să redactezi o compunere descriptivă în care să prezinți un fenomen al naturii. Condițiile redactării compunerii nu ți le mai amintesc, pentru că le știi deja. Și dacă am reușit împreună să fixăm pașii acestei descrieri reflexive, pe care îi veți folosi în rezolvarea cerinței, înseamnă că interesul vostru a fost răsplătit. Atunci, spor la citit și scris, dragii mei, și nu uitați să savurați aventura. Pe curând!